Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei! Astăzi vreau să citesc un psalm de laudă la adresa Dumnezeului nostru care merită toată cinstea, toată slava și toată mărirea. Dumnezeu care a creat acest univers vrea ca noi să-L lăudăm și să-L binecuvântăm. Domnul Dumnezeu a venit pe acest pământ să aducă credință în inima noastră, credința, nădejdea și dragostea. Dumnezeu vrea să avem credință, nădejde și dragoste. De aceea Dumnezeu a venit pe pământ să ne mântuiască și să ne dea o nădejde. De aceea toți oamenii trebuie să îl laude pe Dumnezeu. Și tu, drag suflet, care astăzi asculți aceste cuvinte și asculți acest psalm pe care îl voi citi, te îndemn să-L lauzi pe Dumnezeu și să-ți ridici inima ta către El și să-I spui: Doamne, meriți toată cinstea, meriți toată lauda, meriți să te laude sufletul meu, meriți pentru tot ce ai făcut în inima mea, pentru tot ce ai făcut în acest univers, pentru toate lucrurile, Doamne, pentru lucrurile bune pe care le-ai îngăduit în viața mea și pentru lucrurile care au fost mai puțin bune, pentru lucrurile plăcute pe care le-ai îngăduit, dar și pentru lucrurile neplăcute. Și este greu să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, îți mulțumesc pentru lucrurile neplăcute sau neconfortabile din viața mea. Dar Dumnezeu se uită cu plăcere și Dumnezeu ne iubește și te iubește atunci când îți ridici inima spre El și spui: Doamne, îți mulțumesc din inimă pentru tot ce mi-ai dat și pentru tot ce mi-ai luat. Vreau să citesc un psalm care se găsește în cuvântul lui Dumnezeu, psalmul 117. Vreți să-l citim împreună? Haideți să-l citesc. Este un psalm de laudă adresat acestui Dumnezeu care merită toată slava. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. Vreau să-l mai citesc o dată. Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L toate popoarele, căci mare este bunătatea Lui față de noi și credincioșia Lui ține în veci. Lăudați pe Domnul. De aceea te îndemn în săptămâna care ne stă în față să îl lăudăm pe Dumnezeu și să ne punem la inimă acest cuvânt. Și drag suflet, nu uita, ia-ți măcar săptămâna în care intrăm, ia-ți de exemplu o zi și spune așa Domnului: Doamne, vreau ca în această zi să-ți aduc o zi de jertfă, de mulțumire, o zi de laudă, o zi în care să nu-ți cer nimic. Și o zi este puțin. Țineți minte ce vă spun. Dumnezeu vrea zi de zi să aducem un cuvânt de laudă și un cuvânt care să vină din lăuntru inimii noastre și să-I spunem: Doamne, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai dat. Îți mulțumim pentru toate lucrurile. Toate lucrurile sunt în mâinile tale și nu se întâmplă nimic fără de știrea ta. Vreți să luăm o zi de jertfă? Luni, marți, de exemplu noi cu Biserica Betel, lunea este o zi de post. În fiecare luni avem zi de post cu biserica. Ia-ți o zi de post când vrei tu, de luni până duminică, când vrei tu, ai timp o zi măcar să-ți iei. Deși fariseii, spune cuvântul lui Dumnezeu, că posteau de două ori pe săptămână. Deci cum ar trebui să postim noi ca să întrecem pe farisei? Măcar de două ori și jumătate, zic eu. Măcar două zile și jumătate să postim pe săptămână ca să putem să întrecem pe farisei. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Prea iubiților, în săptămâna în care intrăm, ia-ți măcar o singură zi și spune: Doamne, vreau să-ți mulțumesc. Vreau să-ți mulțumesc pentru toate. Și sunt sigur că Dumnezeu te va binecuvânta și îți va răsplăti. Probabil că spui în inima ta: nu am motive să-I mulțumesc lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a făcut numai rău. Uite, merge din rău în mai rău. Aș vrea să spun că nu Dumnezeu îți face răul. Nu Dumnezeu îți face rău, Dumnezeu te iubește și din dragoste L-a trimis pe Fiul Său pentru tine și pentru mine. Domnul Iisus Hristos vrea ca tu să fii un suflet binecuvântat și să cugeți la cuvântul Lui. Dumnezeu să te binecuvinteze și nu uitați, prea iubiților, că Domnul Dumnezeul nostru stă sus pe tron și face tot ce vrea. Și tot ce face El este desăvârșit.
Prea iubiților, să aveți un weekend binecuvântat și o săptămână de asemenea.